La nivel național s-a desfășurat o campanie de control în benzinărie, atât pe secțiunea de sănătate și securitate în muncă, dar și pe cea privind formele de angajare. Controale pe această temă au fost făcute și de către reprezentanții ITM Hunedoara. În ultima perioadă am avut o campanie națională dispusă de Ministerul Muncii prin Inspecția Muncii la nivelul benzinăriilor, a stațiilor de gaz și a depozitelor petroliere la nivelul județului Hunedoara. După cum știți, depozite noi nu avem în județul Hunedoara, dar stații de distribuție a combustibilului, precum și a gazului pentru autovehicule, avem. În urma zecilor de controle efectuate, inspectorii de muncă de la ITM Hunedoara au constatat mai multe nereguli în benzinăriile din județ, atât pe partea de sănătate și securitate în muncă, dar și în ceea ce privește formele de angajare. Drept urmare, au aplicat amenzi în valoare de peste 20.000 de lei. S-au controlat la nivelul județului Hunedoara un număr de 31 de stații pe domeniul relațiilor de muncă și 34 pe domeniul sănătății securității în muncă. Un număr de 618 salariați au fost verificați de către inspectorii de muncă, iar în domeniul relațiilor de muncă au fost 5 amenzi în valoare de 9.000 de lei, 2 avertizmente și 26 de măsuri de îndeplinit în perioada următoare. În domeniul SSM au fost doar 2 amenzi în valoare de 11.000 de lei, 2 avertizmente și 34 de măsuri de îndeplinit. Adrian Bozdoc, inspectorul șef al ITM Hunedoara, consideră că amenziile aplicate nu sunt mari, dar le cere celor din stațiile PECO să intre în legalitate. Inspectorul șef al ITM Hunedoara a mai spus că astfel de controle vor mai continua în benzinării, dar și în alte ramuri de activitate. În consecință, nu stăm rău la nivelul acestor întreprinderi, chiar dacă la nivelul județului Hunedoara amenzile au fost în valoare totală de 20.000 de lei și 60 de măsuri de îndeplinit. Asta este, trebuie să intre în legalitate. Noi vom continua pe această temă, pe domenii specifice, pe activități CAEN. În fiecare săptămână avem programat pentru viitor controle tematice. Controlele celor de la ITM au venit după cele efectuate de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara. Amenziile aplicate de pompieri pentru benzinarii hunedoreni au fost mult mai mari decât cele date de inspectorii de muncă, totalul acestora fiind mai mare de 100.000 de lei noi, adică peste 1 miliard de lei vechi.